Primăria municipiului Călăraș a obținut o nouă finanțare europeană prin POR 2014-2020, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Este vorba de finanțarea pentru proiectul Reabilitare termică a căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antimi Vireanul Călăraș, care are o valoare de aproximativ 560.000 de euro. Proiectul își propune măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii prin izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, termo- și hidroizolarea terasei necirculabile, înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire cu conducte noi, refacerea izolației conductelor de distribuție a gen termic de încălzire aflate în subsolul clădirii, reabilitarea instalației de apă caldă, reabilitarea instalației de iluminat, alte lucrări conexe. Se propune ca sursă regenerabilă de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire, dar și o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apa caldă menajeră. Investițiile se vor desfășura pe o arie construită desfășurată pe 2516 metri pătrați.